Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi are un invitat special. Este vorba despre Doru Alexiu, unul dintre puținii colecționari renumiți ai activelor petrolului de ani și ani. Bună, Doru, și bine ai venit în cadrul emisiunii. Te salut, atât pe tine cât și pe telespectatori și pe toți petroliștii. Mulțumesc mult de invitație. Doru, cred că ai o statistică cât de cât a colecției tale. Spune-mi, te rog, ce cuprinde și, în al doilea rând, cam cu câte elemente te lauzi? În primul rând vreau să spun că nu mă laud. Așa, ce pot să spun? Că am peste 100 de tricouri, majoritatea de joc, în colecție. Cel mai vechi tricou este din 1966 și aparține fostului nostru jucător legendar Mihai Mocanu. Peste 350 de fanioane de joc ale petrolului și doar cu petrolul sau cu echipele care petrolul a jucat. Colecție de insigne, cele mai vechi Rom Comitu, cu care Triumf a fuzionat în decembrie 1924 și a dat naștere Juventusului București. Deci o insignă care are 100 de ani. O insignă veche și prețioasă, să spun așa. Foarte prețioasă și greu de găsit, cu Rom Comit. La fel, o insignă veche cu Juventus București, din anii 25, după ce s-a înființat clubul Juventus în București. Foarte multe brelocuri, la fel, insigne mai vechi și mai noi, insigne nu originale, din păcate, cu echipele cu care noi ne-am confruntat în cupele europene. Peste 120-130 de fulare cu echipa, cu clubul Petrolul. Cel mai vechi este unul de prin 1995. An cu însemnătate pentru Petrolul. Și chiar au fost făcute de la inițiativa mea, să zic așa, înainte de meciul cu Rapid Viena și a fost făcut undeva pe la Tavi Grigore, la Urlați. La Urlați. Da, da. Așa, am 1000 de programe de meciuri de ale Petrolului. Ai strâns ceva? Am strâns ceva. Cred că pe partea asta de programe am cea mai mare colecție de programe de meciuri de fotbal de la un club. Așa. Și multe greu de găsit programe de la meciuri internaționale al Petrolului, cel mai vechi din 1951. Am multe documente, scrisori ale clubului cu diferiții cotizanței Petrolului. La vremurile acelea, în anii 70, erau cotizanți din țară care cotizau pentru clubul nostru, pentru Petrolul. Cereau însemnele Petrolului, insignă, fanion. Parcă era mai altfel atunci. Sigur, mai altfel. Exista, nu exista altă comunicare decât aceasta prin poștă. Pe care tu o păstrezi și astăzi. Pe care eu o păstrez și astăzi, exact. Am o scrisoare de-a lui Ilie Oana, care pe trei pagini chiar își exprimă gândurile și mulțumirea față de club și este impresionantă scrisoarea, adică parcă trece așa în istorie toată activitatea petrecută la noi, la clubul Petrolul. Este trimisă din Panseraikos, clubul de unde el a activat după ce a plecat de la noi, de la Ploiești, de la Petrolul. Și practic a fost cuvinte frumoase pentru clubul Petrolul. Da. Dar scrise într-un fel anume. Scrise într-un fel anume și... Dar cum ai reușit să pui mâna pe ea? Printr-un noroc. Printr-un noroc, da, am înțeles. Mare noroc, da. Asta e la noi, la colecționarii. La un dat e un hobby, dar pe parcurs se transformă într-un mod de viață, într-o pasiune de care nu te mai poți lăsa și începi să cauți, să-ți preocupi timpul. Îți trebuie și bani la un dat. Acum e poate mai ușor pentru că există calea asta cu internetul și poți să afli, dar tot prin
târguri, talciocuri. Da, pentru că ai adus discuția de târguri și talciocuri, da. Să le spun distinșilor telespectatori, faptul că de foarte multe ori când colindăm în spatele petrolului drumurile României și nu numai, Doru se interesează și de târguri și de oboare din zonă în acel sfârșit de săptămână, lucru pe care îl parcurge pe o perioadă de cel puțin 2 ore, om cu om, pas cu pas, vede el ce vede, nu știu unde, pe unde, ce aleargă, cum ajunge. Te-am văzut luni, de exemplu, un tricou cu Bayern München. Ce faci, le iei în ideea unui schimb? Da, am foarte multe. De fapt, când am început să colecționez, eram pe undeva, aveam prin clasa 8, aveam vreo 13-14 ani și am început să colecționez că îmi plăcea fotbalul orice, din domeniul fotbal, cu orice club. Din 82 am participat la Expo Fotbal, care s-a ținut la Palatul Culturii în Ploiești, cam până la începutul anilor 90. Și am participat ediție de ediție, am luat diplome și ca participant și ca am luat diplome și premiul 1 și premiul 2 și pe parcurs, crescând în colecția, am zis că trebuie să mă stabilez la petrolul și atât. Și am început să fac schimburi cu colecționari din țară, chiar și de peste hotare și am găsit pentru colecția mea diverse obiecte care la care țin și care sunt acolo bine puse. Și clubul a avut pentru tine o undă de respect, acordându-ți privilegiul de a da lovitura de începere acum 3 săptămâni, dacă nu mă înșel. Da, la prima etapă, la meciul cu Universitatea Cluj, n-am cuvinte să-mi exprim mulțumirea, am rămas într-adevăr surprins și niciodată nu te-ai fi gândit. Nu m-am gândit la așa ceva, chiar le-am comunicat că a fost o surpriză imensă și că probabil orice suporter din lumea asta ce-ar dori acest lucru. Sigur că da. De unde a plecat această pasiune și până unde crezi că o vei duce? Cred că o voi duce, să încep cu cei mai aproape, până la finalul vieții și o voi duce totdeauna, pentru că pentru mine petrolul înseamnă nici nu pot să spun ce. Mod de viață, alături de familie și de job, înseamnă modul zilnic de viață. Toate mi le planific în funcție de unde joacă petrolul, de și așa mai departe. Și mai și faci deplasări, cazări, mese. De-aia mergi în cantonamente. Când timpul îmi permite și pentru că simt că nu pot să stau departe fără fotbal, fără să-i văd. Îl putem numi un drog? Așa cum zice cântecul galeriei. Da, da. Pentru da. Noi petrolul e un drog. E un drog, da, da. Spune-mi, te rog, ai un băiat ajuns acum licenția, din ce știu eu. Da. Moștenește și el pasiunea pentru colecții? Cred că pasiunea mea este prea puternică să îl acaparez. Este întru totul de acord cu ce fac eu, mă ajută, mă ajută de multe ori. Ce înseamnă mă ajută? Mă ajută în sensul în care îmi dă sfaturi. Mamă, cele mai bune ajutoare astea sunt cu sfaturi. Dă sfaturi, dar mă ajută acum, lucrează să-mi facă un alt site, că am un site cu colecție FC Petrolul Ploiești, da. Și lucrează la el, mi-a arătat ce are de gând să facă, cum a făcut până acum, mă ajută. Nu e ușor, nu să e știi. Ușor. Plus că și el e nebunit după petrolul, vine în deplasări cât timpul îi permite, vine acasă la și nu numai, am văzut că și pe doamna o da, capacității da, la... Da, mai ales în plimbări. În plimbări. Unde joacă petrolul... Hop și eu. Da, am da. Înțeles. Spune-mi, ai estimat vreodată valoarea colecției tale? Nu, te rog, nu mă întreba că n-am estimat-o, pentru că după mine... Nu sparge nimeni casa după așa ceva. Nu, dar hai să spun ce s-a întâmplat după ultima emisiune când m-a invitat, când am vorbit acum 2 ani, da? La colecție.
am primit câteva telefoane cu oferte pentru niște produse cu petrolul. Adică prețul de piață, oricum le aveam, dar prețul de piață, spre exemplu, la un fanion banal, să zic, care e 30-50 de lei, mi-a cerut 300 de euro pe el. Adică au văzut la emisiune... Automat? Da. Ți-am stricat? Nu neapărat. Și mi-a mai zis un prieten, un amic colecționar, băi, nu mai da sume pentru că ne cresc prețul la ce vrem să cumpărăm. Gata, nu te mai întreb. Da. Eu am crezut că dacă vreodată vei rămâne într-o pană, nu știu care, de care e fel, și vei fi nevoit să zici, Doamne, trebuie să vând colecția. La cât s-ar estima colecția ta? Nu știu să spun. Adică e de ordinul sutelor de mii? Nu. Chiar nu pot să fac o evaluare. Și îți mai spun ceva. Dacă îți dorești un obiect, valoarea obiectului este dată de dorința celui care vrea cumpărătorului. Să-l cumpără. Cumpărătorul. Am înțeles. Eu am crezut la un moment dat că nu vrei să-mi răspunzi ca să nu afle doamna. Nu, că cam le știe. Da, asta vreau să te întreb, dacă primești o ofertă de nerefuzat, la cât ar trebui să te gândești? Nu m-am gândit, da. Nu, și să vină unul să zică, bă, îți cumpăr eu oferta. Îți cumpăr eu colecția toată. Nu știu. Poate dacă ar fi pentru Clubul Petrolul să organizeze un muzeu permanent, ai așa, m-aș gândi un pic. Mm-hmm. Dar numai așa. Adică să rămână și jos să scrie exponat, donat de sau cumpărat de la. Bineînțeles. Ah, bravo. Uite, nu sunt egoist, de-aia mi-a și făcut un site. Lumea să poată accesa. Văd că le dai soluții. Nu dau soluții. Celor de la club, mai ales că vine centenarul acum. Nu. Și mă gândesc dacă nu cumva chiar ar fi... Nu, am un plan, într-adevăr, pentru la anul, când vine centenarul, să organizez. Dacă... Se poate cu sprijinul clubului, dacă nu, o să organizez eu cu ceva ajutor, probabil, de la 1-2 privați, așa? A, 1-2 privați. Uite așa îmi bătea inima. Nu, m-am gândit la tine. Nu la mine, Doamne, la asta te-ai gândit tu. Eu m-am gândit la cei care sunt la factorul local, la Consiliul Local. La... Nu, cred că ar fi interesant de așa ceva, dar mă rog. Da, e o chestie care reprezintă Ploieștiul. Este. Am avut de la un ONG, la un dat, o propunere, tot un colecționar de Ploiești, să facem o expoziție comună, ei cu... istoria Ploieștiului. Frumos! Cu alte, da. Sigur, tu o duceai pe o parte și tu pe partea altă. Fotbal, da, tot ce înseamnă. Absolut, dar nu s-a concretizat. Deocamdată nu. Poate. Da, poate a rămas de asta de intenție. Da. Am înțeles. Da. Oricum, la anul vom face ceva, că este păcat. La anul centenarului lumea să nu vadă cu adevărat istorie, o istorie dimensiunea petrolului. Da. O istorie scrisă este ok, binevenită, da. Mai ales că 100 de ani sunt multe cluburi în Liga Întâia care adunate nu strâng 100 de ani de existență. Exact. Spune-mi, te rog, la câte obiecte ai colecționat? Aș zice că nu-ți ajunge o cameră, o singură cameră. Nici de cum. Nu. Și cine face ordine și curățenie pe acolo? Dar nu spun eu. Nu spun eu, că nu am timp. Am înțeles. Deci, când vine, începe doamna. Da. Și știe să le pună la loc? Mă întreabă. Că eu știu cum e la asta. Și că nu le pune la loc și nu le găsesc, o întreb eu, băi. Unde ai pus? Da. Cum suportă doamna Alexiu pasiunea ta? O suportă. Înainte... Mai zicea. Mai dorule. Nu. Mai dorule. De exemplu, a fost o fază când... În pandemie, acum vreo 2 ani, am cumpărat fanionul Slavia Praga cu Juventus București, 25 iunie 1925. Uh-huh. Primul joc internațional al Juventusului București, al Petrolului, da? Juca pe Ron Comit și primul meci internațional din istoria clubului, uh-huh. Petrolul. Petrolul, da. Și l-am cumpărat de la un slovac. Mi-a cerut 2500 de euro. Mic. A chemat soția, băiatul. Băi, uite, am găsit o piesă unică. Nu o cumpăr acum, pa la revedere. O pierd. Era în discuții și ce an era asta? Ce an era asta? Acum 2 ani. Acum 2 ani. Da. Și era în discuții cu respectivul colecționar din Slovacia și procuratorul muzeului Slavia Praga.
Și ăla mi-a zis, cumperi tu sau cumperi Slavia Praga, piesă de muzeu, cel mai vechi obiect din istoria clubului Juventus. 1925, da. Îți străluceau ochii. Și i-a zis lui nevastă, bă, ca să n-avem, scuză-mă, să n-avem discuții, pune tu mâna la Pay să plătești. Te apasă tu pe buton. Ce a apăsat pe buton să intre respectivului bani. Da. Excepțional. Da. Și ți-a venit? Mi-a venit, da. Cred că ai tremurat de emoție. Da, mai ales că trebuia să-mi vină când mi-a spus el și nu mi-a sosit. După care l-am contactat, am încercat să-l contactăm pe Messenger și nu mai răspundea. Ma. Deci am făcut în plan să iau 2-3 băieți, să mă urc în mașină, să plec în Slovacia. Dar mi-a răspuns într-un final și mi-a spus că l-a pus și mi-a venit. Da. Și a venit. Da. Cum e momentul ăla când vine plicul respectiv sau ce vine, pachetul respectiv și îl desfaci? E, cum să spun eu, e afară acum sunt la 35 de grade, atunci cred că erau trec transpirațiile și frig instant, da, da, da. Extraordinar. Da. Mai ales că 2500 de euro sunt 2500 de euro, poți să-ți iei chiar și o mașină la o mână a doua, ca da, să nu zic da, că o mașină poți ce oricând. Dacă ai bani. Dar ăsta sub nicio formă. E unicat, niciodată. Bun, bine că ai avut mărunt, cum zic unii și alții. Chiar mă împrumutam, dacă n-aveam. Și oricum îți făceai... Da, îmi făceam... Ai văzut petrolul în aproape toate ipostazele. De la echipă retrogradată din prima divizie, la câștigătoarea de cupă din 95 și 2013. Da. Nu mai zic despre saga revenirii din Liga a 4-a, trecând prin toată nebunia aia. Sute de meciuri amicale, oficiale, zeci de cantonamente în țară și în străinătate. Cât de mare trebuie să fie iubirea asta față de culorile, culorile galbenă, albastră? Eu cred că nu se poate spune cuvinte cât de mare sau de aici până aici. E o iubire necondiționată, deci așa cum ți-am spus, devine parte integrantă din viața ta, adică n-ai ce să spui, o iubesc atât sau o iubesc atât. Ei, nu se poate măsura iubirea sau spusea cuvinte. Ai vreo durere mai mare decât necâștigarea unui titlu de campioană? Te-ai gândit vreodată și la lucrul ăsta? Să știi că nu neapărat să câștigi titlul de campion. Păi ce lipsește petrolului la asta? Avem 4 titluri de campion. Nu, vorbesc să vezi tu. Am înțeles, să simți tu. Să trăiesc, da. Crezi că va fi posibil? De ce nu? Hai că trebuie foarte mult să ce? Să-ți dorești cel mai mult treaba asta sau cum? Știu că m-ai invitat odată tu în emisiune după ce am fost la Liverpool, ne-am pus, am fost cu bannerul acela, așa, și am pus în pub-ul Liverpool eșarfa cu petrolul. Și imediat după ce am venit din Anglia, m-a invitat la emisiune și spre finalul emisiunii mi-a pus aceeași întrebare. Nu aceeași întrebare, campionatul, când crezi că vom mai juca în cupele europene? Și eu ți-am zis atunci, la ora aia, că în următorii 10 ani. S-a întâmplat mult mai devreme. De următorii 10 ani. Adică probabil că predicțiile tale te clasifică printre persoanele cu gura aurită. A, nu, nu. Ai nu. Zice că ar fi bine? Nu, nici pe departe. Că te-aș întreba anual. Nu, nu, nici pe departe. Eu mi-aș dori să, bineînțeles, să trăiesc. Și cred că o să apuc să trăiesc. Eu sunt optimist. De felul tău. Să vedem echipa noastră iubită campioană a României. Spune-mi, te rog, care e petrolul care te-a determinat să-l iubești? Și care este cel care ți-a intrat pur și simplu la inimă? Păi, îți dai seama că am crescut cu petrolul din anul promovării 76-77. Cu antrenorul era Valentin Stănescu și am promovat la PAS atunci. O grămadă de prahoveni. Da, și am bătut la PAS tot ce mișca în Liga 2B. Și momentul ăla ți-a intrat în inimă, Petru. Da, da, da. Și ce ai zis? Doamne,
cu alții nu. Și am stat decât un an atunci, în 77-78, în divizia A, după care am stat 4 ani, din 78 până în 82 în B. Dar era frumos și în B, era frumos și în B, bineînțeles. Da, era frumos și în B. Pentru că eram mic și aveam 10 ani, am văzut un an în Liga 1, în divizia, a însemnat foarte mult pentru mine la vârsta. Era fotbalul. Da, era fotbal, da. Și că aminte, duelurile cu Rapid atunci erau, și nu numai cu Rapid, cu Târgoviște. Cu Târgoviște, cu tot ce era pe lângă. Cu Steaua, cu Dinamo, cu sigur, ce vorbești. Da. Nu pregeți să susții echipa și ai de an și an de zile abonament la Arena Ilie Oana, da. Acolo unde vii alături de câțiva buni prieteni. Spune-mi, te rog, cum faci cu concediile, pentru că de fiecare dată eu te văd la meci. Te mai duci în concediu sau îți alegi concediile în funcție de concediile echipei? Păi, aleg în funcție și de jocul echipei. De exemplu, acum plec în concediu duminică. Asta pentru că? Că joacă, sâmbătă seară, jucăm la Dinamo. Cu Dinamo. Și a doua zi dimineață plecăm în concediu. Și stai puțin. Stau puțin că se urmează cu Oțelul. Cu Oțelul, da. Da. Mai fi putut să te mai duci în partea aia când joacă Naționala și opri campionatul. Dar poți să le ai pe toate. Poți să le ai pe toate, că atunci am poate vin ploile. Ai și tu felul tău de a reacționa. Ai o voce unică. Ai o voce... Iată, ușor, pițigăiată, așa, care a deranjat mulți jucători de-a lungul timpului și nu numai jucători, ci și antrenori de-a lungul timpului, când de acolo, de la tribuna întâia, te apuci și dai sfaturi, nu-ți convine ceva, te ridici, gesticulezi și așa mai departe. Amintește-mi, te rog, o poveste vis-a-vis de acest registru al vocii. Stai un pic să nu înțeleg. Eu la tribuna 0 m-am mutat de... Pentru 4 ani. 4 ani. Până atunci ai stat la a doua. La a doua, da. Da. Bun. Când vorbim de perioada asta... Hai să vorbim de ultima perioadă. La tribuna 0. La 0. Nu am avut multe momente în care eu să strig. Că știi care e șmecherie și aproape de bănci. Da, da. Știi, adică... Dacă vrei să spun un adevăr, pun mai mult presiune pe antrenorul oaspeților, că e normal. Și nu numai îți aduce aminte că parcă ai intrat la un moment dat și într-un dialog cu unul din ei. Cu Nae, te referi la Nae? Da. Cu Nae suntem pe amici, ne cunoaștem de... De multă vreme. Bineînțeles, n-am vorbit cu el și după meciul. Și ce i s-a părut în momentul ăla? Ce nu i-a convenit? O, mă știu, că, cred că la schimbare. La o schimbare, la o schimbare. Bagă-l, mă, pă, da, da, la schimbare. Nae, nu... De 45 de ani sunt pe stadioane, așa că e greu să te abții. Cum. Bine, tu nu te abții, tu nu te abții nici când mergi afară. Da, bine, nu-i problemă. Eu nu strig la jucători niciodată. N-am jignit un jucător sau să zic. Dar la asta cu antrenorul... Ai voie. E, mai sugerez că vedem și noi din tribună de 45 de ani. Adică vedem noi vedem și ei nu văd. Mai se întâmplă, ei sunt poate, na, prea focusați pe momentul ăla. Da, focusați pe moment, prinși acolo. Spune-mi, te rog, care a fost fotbalistul? Dar nu fac cu răutate. Ei, nu, dar eu n-am pus întrebarea cum faci cu răutate. Eu n-am nicio... Mi-am adus aminte de chestiile astea și am avut impresia că ai o... un moment aparte și de asta te-am întrebat. Să-ți aduci aminte de o clipă aproape. Am înțeles. Da. Spune-mi care a fost fotbalistul de care ți-a plăcut cel mai mult la Petrol. Ever. Sunt mulți. Mulți. Sunt mulți, dar unul care ți-a intrat la inimă și de care ți-amintești de mult, de multe ori. Toporan, Adi Ursă, Greacă, Fane Matei... Da, deci tot la echipa aia. Deci tot cu Simaciu, Toporan, tot cu... Greacă, vin mai încoa. Greacă, Florian Dumitrescu, cu Pantea, cu Fane Matei, Teixeira, Pesania... Gigel, Cozare. Gigel, Cozare, da. Adică de ăștia mai... Cozare, care mi-aduc aminte în 82, în mai 82, când ne băteam cu Rapidul la promovare. A dat golul la Păghence. Ghence, da. Era atunci 2-0. Mi-a întors mie mașina. 2-0, 2-1 a dat Cozarec și pormă ne-au bătut 5-1. Dar noi am promovat anul. Jucam degeaba, ca să zicem așa, dar... Da, da, am promovat. Arena full? Da. Se juca dimineața la ora 11? Da. Și o căldură? Și din cauza căldurii... Dar antrenorul? Care l-ai...
ți-a plăcut cel mai mult? Și pe care l-a avut Petrolul? Nea Virgil Drida, domnul Drida. Dumnezeu să-l odihnească. Domnul Ion Marin. La început nu. La început, după aia. Da? Așa? Dar văd că nu spui nimic de ăștia mari. Care de Cosmin, mari? De Cosmin Contra. Nu spui de Răzvan. A, Răzvan Lucescu, da, scuze-mă, n-am uitat. Un antrenor. Lucescu, un antrenor de nota 10 și am avut mare ghinion atunci când n-am fost convins că putem să luăm titlul. Atunci puteam să luăm titlul. Atunci puteam să ieșim campion. Era și finanțare, ca lumea, era și lot. Finanțare și jucători și tot, nu ne lipsea nimic decât și acum vine dorința să și ultima campion. Întrebare, ce a fost? A fost jucător, a fost antrenor, hai și conducător. Conducător? Domnul Radu cu Nea Cristea. Da? Frații Dero? Frații Dero. Ei ți-au intrat la inimă? Nu știu, ai fost aproape de... Am fost aproape, da, de fenomen și de ei. Bine, acum Claudiu Tudor, bineînțeles că este în vogă, are succes, pune inima... Adică e mai aproape de genul ăla de conducător, da, care exact. Fie dintre ei. Corect. Sau dintre noi. Sau dintre noi, da, până la urmă... Da. Mai ales la tine, sunteți chiar apropiați așa, cât de cât. Da. Așa. Spune părerea ta. E clar că pe antrenor îl țin rezultatele, fără discuție. Corect. Pârvu a fost aproape de colaps după înfrângerea cu voluntariu, dar are în la normal, după astea trei rezultate pozitive... Noi facem emisiunea înainte, urmează să mai avem și meciul cu Dinamo. Am avut victorie cu Faru, cu Rapidu, cu Mititei Craiove. Echipa Petrolul, în opinia ta, va urca, va rămâne cam tot pe aici sau va retrograda în ierarhie? Nu retrograda în ierarhie, va coborâ. Va coborâ în clasament. Da. Te referi... La sfârșitul campionatului. La sfârșitul campionatului, da. Înainte de play-off sau play-out. Eu zic că jucători avem. Au început să se închege, să formeze o echipă și asta îmi place foarte mult pentru că sunt uniți. Mi-am văzut, sunt uniți. Și ambițioși, când își propun să scoată rezultate, chiar le scot. Eu zic că undeva... O să ne luptăm pentru locul 6 de play-off. Da? Eu așa zic. Adică ai făcut o predicție apropiată de a lui Marian Hujă. Da? Și el a spus același lucru. Mă bucur, înseamnă că... Ești cam simți ca ei, așa. Da. Știi de ce te întreb chestia asta? Pentru că, uite, Petrolul nu a fost dată de la Dumnezeu ca să nu ne facă să... ne tresalte inima. Badă frică, badă bucurie. Mai țin minte anul trecut, eram, da, aolo, Doamne, da, aolo, o mai fi, nu mai fi, mai avem bani, nu mai avem. Și după aia... sfârșitul de campionat. Exact. Da. Adică genul ăla după 5 victorii, când strânsesem 15 puncte și pur și simplu ne uitam de la înălțimea aia, nu-mi venea să cred la propriu, pentru că știam prin ce trecuse clubul și care erau diferențele de bani. Corect. Deci iată că banii, cel care vine și care finanțează chestia asta, banii în special, că nu mai vorbim acum neapărat de un om sau de un grup sau de alt, banii fac legea, mă. E adevărat. Bă, dar tu, contează, dacă... contează banul, dar eu zic că virgulă contează și să te pricepi un pic la fotbal. Corect. Și... Da, da, să te pricepi ce? Să ai discursul ăla față de fotbaliști? Sau ce? Nu, nu neapărat. La ce te referi? Să cunoști fotbal. Adică eu l-am văzut în cantonament pe Marian Copilu. Așa? Că a participat la antrenamente, la meciuri. La toate? La toate. Și vorbești de ultimul cantonament acum. Da, da. Asta spune mult. Asta spune mult despre un conducător. Corect, sunt banii lui. Sunt și banii lui investiți acolo. Corect. Dar spune mult despre interesul lui și de faptul că trebuie să știi fotbal, să te duci să vezi niște antrenamente, să vezi niște meciuri. Păi da, omul vine de la echipe cu care a performat la un moment dat, s-a dus colo, a venit aici. Corect.
Adică ar trebui să fim, zic eu, mulțumiți de ceea ce se întâmplă. Nu trebuie aduse o sanale pe tema asta, dar trebuie recunoscută această colaborare pe care o are cu echipa de suflet a ploieștenilor. Spune-mi, care este fotbalistul care îți place cel mai mult din lotul Găzarilor? Acum, la acest moment. Jair. De ce? Pentru că muncește foarte mult, parcă n-are suflet. N-are splină. Da. Aleargă stânga, dreapta, te uiți după el într-o parte, în partea alaltă. Păi uite, aș putea să zic că și, aș zice că și Hanca e pe acolo. Hanca încă, deocamdată, e la început, e în formă de... E în formă de cozonac. Nu, în formă incipientă, acum, da. Ok, sunt de acord cu tine. L-ai pierdut pe Zair, ce faci? Trebuie să aduci alt Zair sau cum? Păi trebuie să aduci. L-ai pierdut și pe Zair, l-ai pierdut și pe numărul 10. Na, trebuie să aduci un mijlocaș. Apropo de numărul 10 pe care l-am pierdut. Cum e? Cum ai întâmpinat? Cum ai întâmpinat plecarea lui Budescu? Mă abțin. Să vedem rezultat. Ha. Perfect. Chiar? Eu zic chiar. Crezi că va mai fi mult până cât îl va mai tolera Gică, Hagi, acolo? A, nu. Mă pricep și problema lui Gică, Hagi. Ce a câștigat Petrolul dacă a plecat Budescu? Un om care alergă mai mult? Nu, a câștigat un joc de echipă. Părerea mea. Care prin... Dacă era Budescu, nu juca echipa, sau cum? Cam toate baloanele... Treceau prin triaj. Da. Am înțeles. Spune-mi, te rog, care crezi că ar fi prețul corect pentru o eventuală vânzare a unui jucător al Petrolului? Pentru că, uite, Transfermarkt ne oferă o cotă la un fotbalist, adică de 500.000, și la un moment dat vine Rădăuț și cere un fotbalist de la Petrolul. Și zice, îți dau 100.000 de euro. Tu care crezi că este în momentul de față cota corectă? Cota corectă... Cine o ți-o dă? Ți-am mai spus și mai devreme vis-a-vis de un obiect pe care vrei să-l ai în colecție. A, tu te duci la colecția ta, am înțeles. Dar deci să știi dacă că... îți dorești fotbalistul respectiv, dai suma pe care, sau negociezi să ajungi la o sumă cât de cât corectă, să îl mulțumești și pe cel care vine. Asta nu sunt nebunii de colecționare, asta sunt, zici tu, nebunii de precedinte sau cum? Păi, nu așa trebuie. Tu îți dai seama că orice vânzător vrea mult. Da. Orice cumpărător vrea să dea puțin. Puțin. Ei, și trebuie să negociezi să ajungi la o înțelegere. Dacă îți dorești într-adevăr jucătorul respectiv, vrei să-l iei. Că sunt mai mulți jucători, mai mult felul de jucători. Jucători de națională, jucători exact. Cu ani buni, jucători cu așa mai departe. Exact. Zair, că ți-a dat exemplul tău. Cât face Zair? Și eu zic că undeva pe la 400.000, 3-400.000. Petrolul nu-l vinde cu 400.000. Nu vrea sau nu? Nu vrea să-l vândă cu 400.000. Nu este o sumă compatibilă pentru un jucător ca Zair, zice Petrol. E foarte adevărat că a venit Rotaru și a dat 100.000. Adică la 100.000, unul nu e ca 3, să zic, sau ca 4. Dar oricum, el cred că ar mai putea arăta și ar mai putea crește în dimensiune, fără discuție. În afară de bani, care crezi tu că ar fi un alt aspect al reușitei Petrolului de a câștiga vreodată campionatul? Ce vorbeam un pic mai devreme. E vorba de unitatea din echipă și din jurul echipei. Unitatea jucătorilor. Să unitatea jucătorului o numesc eu vestiar. Exact. Și cealaltă ai zis tu care? Din jurul echipei. Cine e în jurul echipei asta? Toți de acolo. Suporterii? Și suporterii și toți din staff, din administrație. Toată lumea. Să formeze un... Hai că te-am adus pe un teren minat, spun eu. Spune și mie de ce după 3 victorii consecutive la Ploiești vin tot 5-6.000 de oameni la meci. Asta nicio. Într-un oraș peste 200.000 de locuitori. Păi așa te întreb și eu, de ce la o echipă care pe locul 3 acum și reprezintă unul dintre cele mai potente județe din țară nu vin investitori?
nu vin bani, nu vin sponsor. Pentru că e locul 3 acum. E conjunctural. Stai să joace toate echipele, 6 meciuri. Dar e în Liga, în Superliga. Așa. De ce la alte echipe sunt atâția sponsori, dar n-au unde să-i mai pune? Pun și probabil pentru că nu e așa că e mai bun managementul? Probabil. Dar nu păi vezi că trăim într-un județ care este unul din cele mai mari județe din țară. E adevărat, dar ca să fii bun manager, așa. Da? Nu trebuie să aduci numai sponsori privați, da? Trebuie să implici și și autoritățile locale. Păi știi cum e? Trebuie să mai vrea și calul. Păi asta spun. Păi și autoritățile și locale, de ce n-ar vrea? De ce nu vor autoritățile locale? Nu știu, mă întreb. Păi te întreb și pe tine, că și tu ești cetățean al orașului. Da, dar nu pot să-mi explic. Exact cum nu-mi explic nici cu suporterii care umple stadionul cu FCSB-ul și cu Dinamo și la restul meciul nu vin. Păi am zice și toată lumea la asta se referă, că cei care vin la astfel de meciuri sunt mai mulți fani ai echipelor care vin de la București. Tocmai, dar asta e o metodă bună a clubului, înainte la meciul cu FCSB sau cu Dinamo să pună... Ori 5, ori 3, ori 2, ori cât. Și ar avea de câștigat cei cu abonamente. Care cei cu abonamente au abonamentele plătite. Da, corect. Da. La prețul normal, da, corect. Da, corect. O idee foarte bună, din punctul meu de vedere, este o idee corectă. Da. Asta. A, vrei să-i vezi pe FCSB? Vino cu FCSB, dar plătești și următoarele 3 meciuri. Da, și noi am făcut scandal când de la voluntari ne-a cerut pandele 50 de lei pe bilet. Asta e, da, am făcut. Dar noi ne-am dus. Dar pe luza s-a umplut. Da, noi ne-am dus, da. Am înțeles. Ce crezi tu că îi lipsește petrolului în actuala formulă? Un portar, un fundaș, un mijlocaș sau un atacant? Un atacant și un mijlocaș. Deci de unul s-a transformat în doi. Păi nu, am zis doi la Jair și 10. Nu, am înțeles. Deci acum tu ai vedea lipsă la petrolul și imperios necesară prezența unui atacant. Da. Cum să fie atacant? Să marcheze goluri. Îl vezi pe Irobiso atacantul principal, iar cel care vine să fie de backup? Sau invers? Dacă vrei să mă gândesc, să-ți dau un exemplu 2011-2012, cu echipa când era Zerca vârf și Hamza în spatele lui. Și Zerca îi făcea culoare și Hamza marca și golul. Acolo era o chimie senzațională. Da. Da, da. Se juca altceva, era un 4-4-1-1 ăla parcă acolo. Da. Irobiso e masiv, e să luptă acolo. Și e bun pentru că ține doi jucători, doi fundași. Pe el. Și atunci poate să creeze spațiu pentru... Dar el are chestia aia din avioanele de mâini. Da. Iar jucători care să-l înlocuiască, vorbim de Sârbola, da. Tot îl așteptăm. O mai veni, nu o mai veni. Are și el partea lui. Are și el două ocazii, măcar. Da. Doamne ferește, mă gândesc că dacă Irobiso știm cu toții că mai scapă cu câte un roșu, ești obligat să joci doar cu un vârf. Exact. Deci tu zici preponderent un vârf ar trebui în momentul de față. Nu mai este mult până când expiră perioada de transferări. Da. Este petrolul în discuții, dar... Să vedem ce se va alege până la urmă. Uh-huh. Unde vezi tu petrolul la încheierea turului? Punctual. Tot pe acolo, pe un 6-7. 6-7? Da. Ca să-și respecte și ceea ce au spus conducătorii, o poziție superioară celei de anul trecut. Anul trecut am fost pe 8, da. Anul ăsta să fim pe 7. Sau pe 6. Că toată lumea deci am nebunit acum și își dorește acest loc 6, care aduce multe, multe, extrem de multe beneficii. Da. Locul 6, să nu uităm că FC Argeș a avut locul 6 și al doilea an a căzut. E adevărat. Bun. Spune-mi, te rog, cine crezi că o să câștige campionatul anul ăsta? Nu-ți face plăcere să spui. Nu-mi face plăcere te să văd. Spui. Dar crezi că da, cred că FCSB. FCSB. Da.
Adică chiar dacă se mai implică la modul cum se implică în momentul de față Becali, cu declarațiile belicoase, cu prostiile pe care le face și așa mai departe, tu tot zici că ei o se vor duce și de ce? Pentru că el o să înceapă să vândă, stai cu minte. La el niciodată nu te pui cu... El dacă are o ofertă de 3 milioane pe unul, l-a dat. Da. Nu stă la discuții prea mari. O știu, problema lor. Eu așa deci văd, tu așa o vezi. Și la retrogradare? Și la retrogradare? La retrogradare? Pare a fi mai... Poliaș. Mamă, Poliaș. Oțelul, Botoșan, care se bat la retrogradare. Deci ai vedea din astea 3, 2 care să pice direct. Da. Nu știu, mie îmi place cum joacă Iașul. Da. Joacă, da, puncte. Păi puncte o să mai strângă, da? Ce Petrol după primele 3 etape, nu ziceai tu la fel? Aoleu, aoleu, da, din 9 puncte luai 2. Da, da, am luat 2 puncte, că am pierdut 4. Exact, da. Asta e. Da. Că le strângi, le contabilizezi. Spune-mi, ce gest extrem crezi că ar merita Petrolul în anul centenarului din partea lui Doru Alexiu, colecționar? O expoziție. Asta ar fi cadoul? Da. Cu ce pot eu să... Cu ce poți tu să ajungi, să zic? Da. O expoziție la 100 de ani de la înființarea clubului, pe care o poate admira toți suporterii petroliști și nu numai. Tu faci parte din acea categorie a oamenilor care chiar au ce prezenta, care chiar au ce arăta. Adică sunt alții care... mai mult în gură. Și pentru că am ajuns la chestia asta, vreau să te întreb, de mult am vrut să întreb pe cineva chestia asta, e bine că ai picat tu acum. Spune-mi, te rog, unde crezi tu că sunt zecile și sutele de trofee pe care Petrolul le avea expuse la intrare acolo, la poarta principală, când se intra prin față, vis-a-vis de biserică? Știu la ce te... Erau niște trofee cât mine de înalte. La 2 metri așa. Crede-mă. Știu. Hai să spun un pic istoria fanionului cu Petrolul selecționat al Leipzig. Dar care... să nu uiți ce ți-am spus. Te-am nu, băi. A, să leagă. Să leagă, da. Ok. Ok. L-am luat de la un colecționar mare, cel mai mare colecționar de fanioane, Marco Ciampanile din Italia. Șef la care bine în Roma, mă rog, nu mai contează. N-am știut de existența fanilor, însă un amic colecționar de insigne din București, care Dumnezeu să-și dea murit, mi-a spus, băi, doar eu la tipul ăsta, vezi că are un muzeu de fanioane, i-am vândut un fanion de-a lui Petrolul cu selecționat al Leipzig din 62. Ma, te-a dat foc. Și zic, da, zic, băi, cum să-ți dea frudele? Intră pe site-ul ăsta și o să-l vezi. Dai seama că în secunda a doua l-am contactat pe tipul în Italia, nu, eu nu văd nimic din colecție niciodată, nu stăm de mai rog ca tine. Da. Și l-am întrebat de unde e fanionul. Ce băi, uite, nu mi-a dat prin cap să zic ție de el, mă rog. Zice, l-am găsit la un tip în Brăila, într-un geamantan, unde avea mai multe fanioane. Și am cumpărat cu totul, că l-am văzut pe ăsta, că... E în foame? Cam așa se face, când vezi un obiect așa... Le iei pe toate. Le iei pe toate. Și le-am luat și... De unde avea ăla din Brăila fanionul ăsta? De unde l-avea? Păi, te întreb și o nimereală, a? Cupa pe care Petrolul a câștigat-o în 1966, de campion al României, și asta e poveste reală, ne-a, Dumnezeu să-l ierte, Costică Moldoveanu, l-a văzut pe cizmarul de la Petrolul, că stătea, avea o cupă, pus un lemn și repara la ghete, la club. Aia nu spune. Aia era cupa, a? Da. Și ce mă, pe ce stai tu acolo, ia de treabă, când a găsit cupa câștigată de Petrolul în 66, care arată bine. Și fratele, nu, n-are nicio vină cizmarul. Nu. Asta spun și mă întorc la ce m-ai întrebat tu, da? Fiecare care a fost președinte, care a fost... vice, nu mai dau, ăla, da, ăla. Nu mai spun. Păi acum eu te întreb un lucru. Și le-a luat ca propriile bunuri și le-a luat acasă. Pentru ce fac, bă, cu ăsta acasă? Ce fac cu cupa de-asta acasă? Că nici ciorbă nu țin ea,
Nici ziare, nu ți... Ce să mă aduc aminte de ce? Sunt. Dar fă-ți mă o poză cu ea și dă înapoi clubului. Cui la club? Aici vine problema. Păi, am văzut, la club? Am văzut că este o sală de trofee. Strânsă, strânse, câte sunt? 20, 15, mă rog, 20. Da. Așa. Dă-le mă acolo să le vadă lumea, că am văzut că mai vin excursii, copii, părinți. Să faci un bine, ăsta e un bine. Nu-i pe inventar. Pe asta vorbesc, că nu există un cadru legal să dai omul și o dau și să pierd cum s-au pierdut atâtea altele. A, și așa, lasă-mă, că nu se pierde la mine acasă. Păi... Zi tu! Așa gândesc. Da, da. N-aș vrea să știu o chestie de genul ăsta, că m-aș duce peste ea acasă, nu știu, Gheorghe, Vasile, oricine ar fi. Crede-mă. Nu mi se pare corect. Luată după un Borneo, când au fost pe la... Țin minte, le-am citit, le-am studiat, efectiv. Cupa României Cupa din 95, de 95, de ce să nu mai întoarcem acum 70 de ani? Da. Cupa României de acum din 95 și-a pierdut. Capacul era în cap, pe la cuchii, leacul, se făcea coră. Da. Bă, da, nu se poate să pierzi așa ceva, asta din punctul meu de vedere. Trofeul ăla la care l-au câștigat în Bangladesh, regele. Exact. Care era imens. Imens, frumos, ăla, despre ăla, auriu, ăla pe etaje. Ăla auriu frumos. A dispărut, cine știe de... Dom'le, și era pus în plexiglas, adică era pus într-o formă... Era o frumusețe. Eu, dacă vrei să-ți dezvolui acum, eu am vorbit, Dan Capră, a fost un președinte, președinte, finanțator, așa, patron, avea biroul lui, avea plachete, avea fanioane, avea, înțelegi, care au dispărut. L-am întrebat de două ori, m-am întâlnit cu el. Păi, Dani, unde e sala din birou? Nu știu, am un tricou acasă, atâta mi-a rămas. De la petrolul, restul nu știu ce de la... Păi cum ai numit? În biroul meu a dispărut? Da. Și atunci previn la problema asta. Oamenii n-au încredere. A, deci până la urmă e vorba de lipsa de încredere. Nu e vorba de faptul că le țin ei. Păi, da, lipsa de încredere, mi ți-am spus. Ia uite ce imagine frumoasă a fost să se pună din ea. Ia uite ce frumuseți! Ia uite ce frumuseți! Mai ți-aduce aminte? Mi-aduc aminte. Ăsta era de la Dinamo. Da, era directorul de relații internaționale de la Dinamo. Care i s-a părut lui? Nu. Că spionează... No, da, că spionează Digi... Digi, bă, ce fac ei? Ce fac ei? Că aveau, mă rog... Și te-ai băgat în conflict? Păi s-a luat de... Și a ieșit în conflict și... S-a luat aia, da. Altă nebunie. Da. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să-i mulțumesc lui Doru pentru prezență, să-l asigur de toată prețiozitatea noastră. Îl mai invităm pentru că va mai strânge active și veți vedea că colecția lui va fi cu atât mai valoroasă. Și încercăm să-i ținem pumnii și dacă putem să-l ajutăm și dumneavoastră, dacă aveți posibilitatea să-l ajutați, oferindu-i, donându-i sau dându-i spre vânzare chestii pe care le aveți acasă și sunt convins de faptul că nu aveți cum să le expuneți. Uite, el, de exemplu, vrea să facă un muzeu. Haideți să-l ajutăm dacă putem să facem lucrul acesta. Mulțumesc încă o dată, Doru, pentru că ai venit în emisiune. Și baftă petrolul. Baftă petrolul. Aceasta a fost emisiunea. Săptămâna viitoare schimbăm registru și mergem către Sportul cu mingea la Coș. Ne întâlnim luni, martea viitoare. Mulțumesc, la revedere, numai bine!